ziua și bine v-am regăsit la un nou podcast medical. Dacă e vineri, clar că vorbim despre sănătate. Așa cum bine v-am obișnuit, păstrăm tradiția pentru că încă mai avem foarte multe subiecte pentru uh, sănătatea noastră și nu doar a noastră și a copiilor, pentru că astăzi vom merge pe acest subiect și vom vorbi despre o afecțiune care, din păcate, în România afectează 30.000 de, de copii. Despre autism vom vorbi astăzi cu domnul doctor Andrei Stanciu în psihiatrie și pediatrie. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră din nou. Mulțumesc, mulțumesc frumos pentru, pentru invitație. Este o onoare pentru mine să fiu, să fiu aici. Da, este, iată, o afecțiune despre care tot se discută și în zilele noastre. S-a discutat și în trecut. Cred că nu ar mai trebui să fie un subiect tabu, un subiect care să, să ne sperie. Și acum mă refer la, poate, tinerii părinți care se confruntă deja cu astfel de, de problemă. Și cred că vom reuși să facem lumină astăzi în acest subiect. Aș vrea să începem cu o definiție, domnul doctor, ce este autismul? Autismul este o tulburare de neurodezvoltare. Adică, Copilul la un dat va avea probleme în a interacționa, prin probleme de limbaj, prin probleme de interacțiune propriu-zisă socială. Va avea un comportament neobișnuit, cu interese răstrânse. Îl va interesa doar o anumită parte a jucăriei, de exemplu. Se va învârti doar roțile. Nu va răspunde la nume. Va exista o afectare în calitatea vieții. În principiu de asta este o tulburare pentru că afectează calitatea vieții. E ok să te îmbraci mai diferit, să te comporți diferit dar când îți afectează calitatea vieții atunci trebuie intervenit și făcut cumva o ajustare. Aș vrea important să, să menționez acum la început autismul este o tulburare cu care ne naștem sau dobândim niște elemente autistice, să zicem, în dezvoltare nu este o cauză anume a acestei uh, tulburări uh, există o discuție foarte amplă și foarte comună în spațiul public în continuare despre vaccinuri și autism până în momentul de față a fost un singur articol ce a, a făcut o legătură între vaccinare și tulburarea de spectru autist și vreo 20 de mii care infirmă această cauzalitate uh, și cel care a a scos primul articol pe piață cu legătura dintre vaccinul și autism, i-a fost retras dreptul de licență, articolul a fost retras în sine, deci nu avem ce să discutăm despre legătura asta. Mă bucur că ați început așa pentru că, din păcate, au existat și poate că încă mai există părinți care refuză să-și vaccineze da? copiii cu vaccinurile foarte cunoscute, tradiționale, din schema națională de imunizare, tocmai din cauza asta, că au auzit nu știu pe unde că Poate uh, copilul să facă autism, să dezvolte autism în uh, urma vaccinului? Și ne bucurăm că ați pus punctul pe ei și că ați început așa, uh, ca cei care ne ascultă și care ne privesc să nu rămână cu acest uh, semn de întrebare că dacă ne vaccinăm, facem autism. Nici gând, nu, e, o, nu există nicio o dovadă științifică uh, pentru acest uh, lucru. Uh, exact cum a spus și dumneavoastră, la fel am văzut și eu, sunt experți care infirmă acest lucru. Au fost, uh, ca să spun așa, uh, tot felul de analize care au dovedit că chiar nu există nicio relevanță, legătură, nicio da. legătură între una și între, uh, iată, această afecțiune, între vaccin și afecțiune. Foarte important. Aș vrea să mergem mai departe cu semnele. Aceea ar trebui părinții să fie pentru prima dată atenți, pentru că știu că există niște semnale încă de când copiii sunt bebeluși. Da. În mod oficial, această tulburare se diagnostichează începând cu vârsta de 3 ani. Atunci putem să vorbim clar de o tulburare de spectroautist. Până în acel punct am putea să discutăm despre o întârziere în dezvoltare cu elemente ale spectrului autist. Semnele de întrebare de obicei încep cam în jurul vârstei de un an. Unde după ce mergem la oftalmolog Vedem că copilul vede bine După ce mergem la orelist Vedem că copilul chiar aude bine și nu are o problemă Ne dăm seama că el chiar are o problemă În a întoarce capul Când îl strigăm În a răspunde când este strigat Sau când um, să se bucure Că noi venim către el Ar trebui să fie un răspuns absolut normal Copilul să zâmbească Să caută să împărtășească bucurie, supărare De obicei copiii cu tulburare de spectru autist Cu un grad de afectare mai mare um, sunt caracterizați drept copii cu minți, copiii liniștiți, copiii care nu uh, ridică brațele către mamă sau către tată, așa să fie mereu. Um relaxați sau cumva um, liniștiți. Deci nu au o reacție, ca să spun așa. Da, cumva... Dacă ne referim la bebeluși, în mod normal, da, când vine mama acasă și nu a văzut de ceva timp sau tatăl, da, vor îmbrațe. Clar că întind mâinile spre unul dintre părinți. Da. În mod normal, un astfel de copil nu are acest uh, gest sau nu atât de frecvent. Exact. Este o limitare în exprimarea emoțională. În exprimarea uh, emoțională și pozitivă și negativă. Și pentru bucurii și pentru supărări. Copilul nu caută o persoană care să-l liniștească, să-l ia în brațe, să-l calmeze, cumva, el trăiește viața la persoana a treia, să spunem. Am înțeles. Nu este cumva implicat direct în, în, tot, în tot ce face. Și mai departe, când începe să vorbească, când începe să comunice, cum se manifestă? Care sunt Am... semnele? Există, cel mai frecvent există întârziere în vorbire. Asta este un semn major. Um, ar mai putea să fie și o, noi numim prozodie particulară, adică un mod diferit de a vorbi, de a pune accentul într-un mod diferit față de cum se folosește în limbajul în mod normal, de a avea um, anumite cuvinte pe care te-o repetă, să pară foarte imitativ. În e ca un automatism? Da, da. Acest lucru mm -hmm. se numește ecolalie, când copilul repetă după noi. Ori imediat, ori mai târziu în timp, dar acest fenomen există și are un nume. Da. Bun. Putem vorbi de diagnosticare precoce, adică mai repede de vârsta de uh, 3 ani, sau e suficient dacă părintele realizează și la 3 ani că uh, al său copil are o problemă și merge la, la doctor? Uh, conform ghiduril ghidurilor internaționale. Uh, nu putem să diagnosticăm sub 3 ani uh, Noi avem două Biblii Să le spunem două cărți sfinte da. uh, diagnosticul, uh, Manualul de diagnostic și statistică Scos de uh, americani Este Biblia noastră Este la ediția 5 -a, Și uh, ma uh, tratatul, tratatul internațional al maladiilor Unde sunt clasificate toate afecțiunile uh, Conform acestor Biblii Nu putem să diagnosticăm Dar uh, putem observa anumite semne uh, Și uh, ideal ar fi să mergem la doctor sau să încercăm să recuperăm aceste întârzieri cât mai devreme posibil. Uh, cu, na, prin această abordare avem o șansă mult mai rapidă de recuperare și o recuperare mult mai mare în, uh, în timp. Uh, până recent, până în 2012, erau, de spectru erau clasificate individual. Uh, din 2012, de la ediția 5-a da. DSM-ului, au fost reunite toate sub aceeași umbrelă tulburare de spectru autist. Cu diverse mențiuni, dar numai toate sunt restrânse sub, sub, această umbrelă acum. Cât de important este ca părintele să fie atent, iată, la toate aceste semne pe care dumneavoastră mi le-ați enumerat, cât de important este să ne supraveghem copilul, să-i alocăm acel timp da? în care să ne uităm la mânuțe, la reacții, la cum vorbește, la cum se poartă. Deci, practic, acel timp de analiză, pe care acum sincer părintele modern nu știu că ei mai reușesc să l-aibă pentru că dacă stăm să ne gândim mama după ce se termină concediul maternal începem serviciu, probabil tatăl își continuă munca pentru că trebuie să aducă cineva bani în casă, da, pentru întreținerea familiei și atunci cumva Copilul, în cele mai multe cazuri, am văzut, în, în cazurile bune, rămâne cu unul dintre bunici, bunicii care poate nu sunt atât de actualizați cu noile afecțiuni și cu, să spun așa, noile lucruri care ar putea duce spre autism. Adică poate nu sunt, îi se par normal, poate copilul o să spună copilului mai timid sau poate că nu reacționează, no. că el lasă mamă, că își revine el, că unii copii se dezvoltă mai greu, că auzim lucrurile astea în familie tot timpul. Exact, exact. O bună parte a pacienților care văd acum în cabinet, aș fi tentat să zic undeva spre 60-65%, vin tocmai pentru aceste întârzieri în dezvoltare cu prezența elementelor ale spectrului autist. Clar, în momentul de față nu, nu putem să judecăm oamenii care pur și simplu nu au timp ca să mai petreacă și cu copiii, că trebuie să. Există, na, asta nu putem da. să... Um, și nici sprijinul pe care, uh, na, de care am beneficiat, noi să spunem, când eram copii de un sprijin major din partea bunicilor, da. nu mai este prezent. Și cei peste 50 de ani, acum încă sunt activi în câmpul muncii. Asta așa e. Uh, o mare problemă uh, cu care mă confrunt acum este că uh, copiii sunt, uh, din lipsa altor uh, persoane de suport, sunt lăsați foarte mult la televizor. Care uh, este un factor care duce la întârziere în dezvoltare pe toate planurile, plus uh, izolează copilul, uh, îl țin departe de viața reală. Um, este o problemă majoră pentru că toate aceste programe făcute pentru copii pe care le găsim pe YouTube, pe astea, nu sunt de fapt educative. Ele de fapt sunt foarte destructive toate canalele astea, Cocomelon, Miss Rachel, Blippi, uh, Paw Patrol, oricine, uh, sunt de fapt un pericol la adresa copilului. Uh, sunt culori care nu se întâlnesc în natură în mod uzual, sunt acțiuni care nu se întâlnesc în natură în mod uzual și normal că copilul o să fie atras de chestia aia decât o ciorbă plictisitoare care e portocalie. Ce treaba are el? Lui place acolo. Și de asta cumva va fi o... Um, o ruptură între copilul pe care noi ne-l dorim implicat, social, participativ și copilul care îl avem pentru că ne este lăsat prea mult la televizor. Deci, practic, un copil pe care îl lăsăm în fața televizorului foarte mult timp poate întârzia sau poate avea întârzieri în vorbire, da? în a se exprima, în a avea anumite sentimente față de părinți sau față de cei din jur și e genul care solicită tot mai des da, să lași acolo, pentru că altfel face crize, adică devine exact. nervos, are tot felul de reacții, să spunem, care nu ar trebui să le aibă la acea vârstă, dacă vorbim nu. și de un copil, nu știu, de 3-4 ani, de exemplu. Știu că părinților le este mult mai ușor pentru că, repet, trăim în societatea asta modernă în care avem foarte multe lucruri de făcut, să-ți lași copilul liniștit acolo ca tu să-ți vezi de curățenie, de una, de alta, de o mâncare și așa mai departe, știi, copilul e în siguranță acolo. Dar iată, pe cealaltă parte, face mai mult rău decât bine. Este și mă bucur că ați deschis uh, acest subiect, pentru că e problema omului modern. Am auzit acest subiect și în rândul cunoștințelor mele și ajung mai departe cu copilul la psiholog sau la psihiatru, pentru că ce are copilul? De ce nu vorbește? De ce nu comunică? De ce nu socializează cu noi? De ce nu este atent la reacțiile noastre? E o adevărată problemă. Acum, um, nu vreau să uh, pară că judec da. persoanele, că înțeleg, am și un copil mic sub patru ani acasă, aș fi ipocrit să zic că nici eu n-am pornit televizorul. Așa, dar Cu tot, limită. Exact. exact. Asta tot e cuvântul. Um, dacă nu-i lăsăm în fața ecranelor, vor rămâne în urmă. Vor avea un, uh, o lipsă da. comparativ cu colegii de vârsta lor. Dar este foarte important o măsură și să-i să se explice ce vede și să fie cumva uh, potrivit vârstei, adecvat uh, vârstei copilului. Uh, na, un 30 de minute pe toată ziua împărțit în două sau trei reprize e foarte bun, dar 6 ore uh, mers nu. A, ah, altă chestie foarte importantă pe care vreau să o menționez. Dacă televizorul este pornit, dar este pe programe de adulți, filme, știri, muzică, tot se pune ca timp activ de ecran. Tot oh, se pune ca timp okay. activ. Este o sursă care uh, trage copilul din activitatea pe care o face. Că mulți spun, uh, da, el se joacă acolo, stă cu pe spatele, covor și stă cu spatele da, la Nici televizor Nu se uită, sau nici nu are Dar da, are treabă. Este un stimul acolo care scoate copilul din activitate. Și normal că te joci ceva și auzi ceva interesant și, ah, wow, hai să vedem despre ce vorbește tanti asta. Că, na, deci tot se pune. Deci te fură activ. peisajul indiferent de vârstă, ca da, să spun așa, da, da, da. nu? Cel mai bun caz, punem niște muzică cu fața în jos și aia e. Nu trebuie mai mult. Sau aude doar sunetul exact. respectiv. Da, da, da. Și muzica, din nou, să fie adecvată. Că nu putem să-i punem rock copilului, de exemplu. Da, da, da. Da, da, da. Ca nu de să nu-l influențeze, să nu-i dea prea multă energie, Că ajungem că în partea cealaltă. Da. Bun, în ce constăm terapia? Dacă, iată, a ajuns părintele cu copilul în cabinetul de dumneavoastră, da, ați pus deja diagnosticul de autism, am dorit să știm din acel moment ce se întâmplă mai departe. Ce se întâmplă? Cel mai important, cel mai bun uh, lucru și ieftin uh, este schimbarea stilului de viață. Uh, ceea ce implică, ok, limitarea timpului la ecrane să fie zero, uh, schimbarea abordării față de copil. Îl ajutăm să-și dezvolte limbajul, uh, căutăm terapii uh, specifice. Uh, prima care aș începe este terapia ABA. Sunt păreri împărțite pe internet, unii spun că ar fi prea dură, alții spun că nu funcționează. Dar, uh, potrivit unei anumite vârste și unui un anumit grad de afectare, este o terapie foarte bună. Trebuie doar, na, ca și în orice domeniu, aplicată de un profesionist care a înțeles și știe cumva care trebuie să fie uh, rezultatul final. Mai avem uh, terapie prin neurofeedback unde se lucrează la uh, scurtarea, micșorarea undelor pe care le vedem pe EEG și aduce un plus de funcționare uh, mai bun. Uh, mai există terapia Tomatis, terapia 3C, uh, terapia Sunrise, um, terapia ocupațională. Sunt uh, foarte multe terapii în momentul de față pe piață, dar um, este un cumul de obicei de factori care uh, ajută copilul în, uh, în recuperare. Părinții trebuie să aibă răbdare, pentru că unii își imaginează că dacă vin în cabinetul dumneavoastră, sunteți ca un magician, faceți minuni în o săptămână, câteva zile. De obicei, poate, mulți dintre ei care nu se informează corect au această impresie, trăiesc cu această impresie că se poate rezolva rapid și poate nu au acea răbdare, pentru că dumneavoastră nu știți să le spuneți un termen. E fiecare caz, e clar că e unic, e particular, nu? Nu, nu există să-i. Pune la unul, o lună, șase luni, o săptămână și așa mai departe, în cât timp își va rezolva copilul problema. Da, în medicină de obicei este un principiu că nu oferim cifre exacte sau da. date, uh, date exacte. Aș vrea, Dom Dumnezeu e martur, aș vrea, Doamne, să pun eu mâna, să fiu ca un sfânt și iau, uh, iau boala cu mâna, dar um, există un procentaj destul de mare de recuperare dacă urmăm terapiile pe care le găsim disponibile și prezente lângă noi dacă facem schimbările în stilul de viață despre care discutăm și uh, na, tragem cumva tot, cu toții la aceeași căruță. Este drept, este un lucru de, despre care se vorbește prea puțin uh, în legătură cu subiectul ăsta. Burnout-ul îngrijitorilor, burnout-ul părinților care trebuie să se ocupe de acești copii. Este un cost emoțional și personal. Major. Sunt părinți care se simt singuri, se simt judecați, se simt vinovați pentru uh, ceea ce trec și cred că un factor care ar ajuta mult în recuperarea copiilor este să avem un sistem de sprijin, de suport pentru părinții copiilor cu uh, tulburări de spectru. Eu nu m-am gândit niciodată la acest lucru. Da. Bănuiesc că nu e ușor pentru că și el la rândul lor primesc niște sfaturi sau niște teme de pentru acasă să spunem. Da. da? Asta nu înseamnă că terapia se oprește aici, în cabinetul dumneavoastră, ci ceea ce învață acolo trebuie să pună în practică acasă cu copilul, adică trebuie în continuu să lucreze cu el. Exact. Da, și asta e clar că necesită timp și îți necesită multă răbdare, ceea ce nu știu cât din părinții din ziua de azi mai au. Da. A, și atunci e destul de dificil. Poate unul să renunțe la jobul pe care îl are pentru a se ocupa de copil. Mai există și acest sacrificiu. Da. Da, foarte, foarte des am văzut acest, acest scenariu când un părinte alege să rămână acasă, să se dedice copilului 1000%, să meargă cu el la terapie și în plus, cum a spus și mai devreme, da, părintele trebuie să facă acasă. Un lucru pe care îl explic și cumva ajută părinții să înțeleagă efortul pe care trebuie să l depună este că și ei dacă merg în fiecare zi două ore la terapie, orice terapie fac ei, au mai rămas 22 de ore din zi pe care nu copilul nu le petrece la terapie, le petrece acasă cu părintele. Unde, da, va trebui să fie un efort pentru o perioadă de timp Sigur. din partea părintelui, dar uh, avem clar o direcție că copilul se va recupera și va exista o îmbunătățire. Cu cât sau pentru cât timp, nu știm, dar va exista clar o îmbunătățire în uh, calitatea vieții. Foarte important că ați specificat și acest lucru. Mă întreb acum, uh, cum? Trebuie să explice părinții, apropiaților, familiei, da? prietenilor, profesorilor, iată, educatorilor, faptul că copilul a fost diagnosticat cu autism. Știu că e, din nou, o problemă. Să explici bunicilor, familiei extinse că acest copil are o problemă și, cumva, toți. Ar trebui să se comporte un pic altfel sau ar trebui să le acorde mai multă atenție copilului sau haide cumva să, să, ne, reunim, să ne reunim cu toții forțele da? și să-l să, să -l ajutăm. Da. Ca așa ar fi normal într-o familie. Nu știu, cum ar trebui să procedeze ei? Pentru că bănesc că ajung acasă, îl sună la rândul lor mama, tată, nepotul vostru are autism. E o, o veste șocantă sau o veste wow, da. mă refer pentru generațiile anterioare. Da. În care tot se gândă, copilul e bolnav. Ce are copilul? ce facem acum? Cum îl, cum îl salvăm? Da. da. Ce trebuie să facem? Este într-adevăr o discuție uh, grea care se întâmplă acasă. Dar cum au americanii o expresie, it takes a village. Așa și la noi ai nevoie de un sistem suport uh, fantastic pentru a trece peste acest, uh, acest mic hop. Autismul nu mușcă. Nu mergi pe stradă și hap hapte a mușcat autismul din, din copil. Autismul nu se ia. Să da, nu da, mai da, existe. Da, exact, da, panică din da, 80 Panică, cu zi, da. Exact. Uh, nu se ia. Um, copilul doar are alte nevoi. Nu trebuie să-l tratăm diferit, trebuie doar să fim conștienți de faptul că are nevoie de un efort extra din partea um, îngrijitorilor sau profesorilor, depinde și gradul de afectare. Foarte mulți oameni sunt speriați pentru că sunt unii copii cu turbraia de spectru autist care sunt mai agresivi, mai violenți. Uh, și toți cumva pleacă de, pe, uh, de la premiza asta, folosesc apelative, adjective jignitoare, Uh, și cumva îi marginalizează pe toți copiii cu turburare de spectru, care este o uh, greșeală. E doar o problemă în a comunica. Ei nu sunt o uh, problemă. Deci na, trebuie explicat, calm, cu liniște, că și acel copil este un copil, e loc sub soare pentru toată lumea, nu merită marginalizat doar pentru că are nevoie de un pic de ajutor. Adică dacă ar fi un copil cu hipertensiune, care ce am face, îl jignim, îl aruncăm cu degetul? Nu înțelegem și vă încurajăm să participe. Doamnă doctor, la cum procedăm în cazul în care avem un copil cu reacții emoționale, să spunem, explozive, ca ați mm. spus acum? Da? Copilul care poate trece, nu știu, de la o extremă la alta, care poate în viziunea unora se comportă ciudat și devine agresiv, cum noi, ca părinți? cum ar trebui să gestionăm situația fără să ne enervăm, fără să îl batem sau eu știu ce ne mai poate trece la un moment dat prin gând în momentul în care suntem oameni. Poate mulți își pierd treptarea. Da, da. Copiii în general au puterea asta magică a lor de a apăsa butonul ăla cel mai ascuns. Da, te scoate din, din mințiune. Da, absolut. Este o, da. un skill fantastic. Dar... Um, sunt foarte multe ONG-uri, sunt foarte multe asociații, sunt foarte multe structuri uh, și private și de stat care oferă cursuri de abilități pentru părinții copiilor cu TSA. Um, putem să le oferim sprijinul de care au nevoie, suportul de care au copii nevoie în momentul acela când au un tantrum. Să încercăm să ne seama ce îi uh, împinge la asemenea reacții. Uh, avem și anumite opțiuni medicamentoase, dar nu pentru a trata autismul în sine, ci pentru a trata manifestările uh, secundare ale tulburării, cumva agresivitatea, violența, uh, anumite uh, fenomene psihotice. Avem opțiunile să tratăm aceste lucruri, dar, din nou, standardul de aur rămâne uh, terapia care o fie ocupațională, senzorială, cognitiv-comportamentală, ea va ajuta copilul cel mai mult să înțeleagă aceste emoții și să trăiască cu ele și să le rezolve. A cunosc un caz, un băiețel care la un moment dat a fost diagnosticat cu autism și la fel părinții aveau astfel de, de problemă în sensul că el era și foarte energic și uh, avea tot felul de reacții, se învârtea, de exemplu, în jurul mesei în continuu, putea și o oră, așa, și uneori eșma, se punea în genunchi pe podea și își dădeau capul de, de podea. Adică avea aceste reacții, cumva nu puteai să l întrerupi, era foarte greu să gestionezi, iar pentru părinți era foarte dureros să vezi această imagine și să, să înceapă dintr-o dată. Da. Și cred că uh, pentru părinți e foarte greu, de asta cred că și părinții au cumva nevoie de terapie împreună cu, cu cel mic. Absolut, absolut. Trebuie să ne gândim uh, la imaginea de ansamblu, la toate personajele implicate în... Povestea, povestea asta și să um, oferim sprijin tuturor. Da. Nu putem uh, să avem succes dacă unul din membrii echipei uh, pică. Al lucru pe care îl folosesc foarte des în cabinet este analogia aceasta că și atunci când mergem cu avionul primim instrucțiuni clare de la uh, asistenții de, de bord da. că dacă pică măștile de oxigen, mai întâi vă puneți masca dumneavoastră și apoi Copilul. Copilul da. Ca să avem grijă de alții, trebuie să avem grijă de noi. Uh, sunt foarte multe demersuri uh, prin toată țara unde părinții uh, copiilor cu TSA se organizează și organizează grupuri de suport uh, pentru a face schimb de informații, de resurse, de a avea pe cineva care chiar te înțelege prin ce treci. Și nu îi se pare o exagerare sau o fac. Aaah! Nu știi tu da, cât da. de greu poate să fie să ai grijă, nu? Cineva care să-ți ofere un sprijin și o... Ha, descărcare reală. Deci, e și către aceste grupuri de suport. Am Absolut. văzut că sunt foarte active și online, adică, indiferent de orașul în care te afli, poți intra în contact cu părinții, și cu asociații specializate pe acest spectru, din toată țara, din toate orașele mari. Și e important să mai faci acest schimb de opinie în anumite cazuri în care poate nu știi cum să gestionezi sau nu știi cum să reacționezi ca părinte sau poate nu știi dacă ai reacționat bine. Și atunci, mai în afară de psihiatru și de medicul la care, la care mergi, E important să ai și nu un părinte care să se afle cam în aceeași cauză ca și tine, da. în aceeași situație ca și tine, nu? Da, da, este uh, foarte validant, este foarte liniștitor să știi că prin experiența prin care treci tu, care este foarte taxantă, foarte grea, foarte dificilă, mai sunt alți oameni care uh, se căznesc și ei la fel de mult pentru a fi un sprijin real în viața copilului lor. Da. Aș să vorbim puțin și despre contactul vizual în autism. De ce este dificil pentru autiști da? acest contact vizual iată pe care noi îl avem acum când discutăm? E absolut normal să-ți privești interlocutorul. De ce nu se poate întâmpla în aceste cazuri? A, face parte din categoria de simptome unde copiii sunt a, mai sensibili decât majoritatea la anumiți stimuli. De exemplu, poate să fie chestia asta cu uh, privitul în ochi, unde pentru cei cu TSA este efectiv dureros să privească pe cineva în ochi. Uh, mai sunt copii care au uh, genul ăsta de manifestări la anumite zgomote. Foarte posibil, mulți oameni să fi văzut copii care stăteau cu mâinile la urechi da. și uh, nu reacționau pentru că din nou, pentru ei era dureros acel stimul. Uh, sunt alți copii care au aceeași răspuns la anumite texturi nu suportă să atingă anumite obiecte, anumite texturi, anumite temperaturi fără să nu fie dureros pentru ei. De asta cumva hipersensibilitatea asta la anumit stimul, la, la asta duce, deci, asta ar fi cumva... Deci e foarte crescută anumite da, lucruri da. și nu, nu, e la toți la fel. Da, e de diferit. asta ei au, este o companie, cred că din America, care face haine Uh, pentru copiii cu tulburări de spectru s-au gândit aud. către ei pentru a le oferi uh, materiale îmbrăcăminte din materiale care sunt plăcute la atingere. Deci, confort. Da, com să să fie, se perceapă acel confort, da? Și da. siguranță, până și la urmă. Sunt cu sute, uh, buzunare false pentru a avea ei ceva cu care să-și să ocupe mâinile, să se uh, stimuleze. Uh, e un fermoar, gândit special să nu-i geneze pe piele. Uh, este un efort uh, în spate destul de mare pentru a oferi confort oamenilor care trăiesc cu uh, genul ăsta de disconfort. Am înțeles. Nu am știut că există prima dată când no. aflu și plan ăsta e rolul emisiunilor și podcastului de astăzi, de a afla cu toții lucruri noi. Da, e interesant, e clar că acești copii au o sensibilitate foarte crescută. Ce se întâmplă, domnul doctor, în momentul în care a, copilul autist ajunge adult? Da. Cât de dificil este, de exemplu, să mă, își revină un adult, să scape până la urmă? El oare conștientizează că are o astfel de problemă? Când își caută un loc de muncă, poate vrea o relație în familie și ceva nu funcționează bine cu el. Poate n-a avut părinți care să-l ducă de mic la, la medic. De obicei, în cazul adulților care uh, sunt diagnosticați recent cu această tulburare, clar vorbim de o afectare mai ușoară, de un grad de afectare mai mic, pentru că au fost uh, funcționali, au participat la societate să spunem normal până într-un anumit punct până când a devenit uh, serios uh, colegii mei de la psihiatrie de adulți clar pot, uh, pot prelua un pacient de genul îl pot ajuta uh, avem teste specifice pentru a vedea uh, gradul de afectare sau dacă există în mod real afectare și nu e doar o chestie emoțională sau de, uh, sau de moment uh, da, există o afectare a calității vieții dacă nu reușești să ai uh, relații uh, care te împlinesc uh, platonice de prietenie, uh, amoroase clar scade calitatea vieții și de acolo o sumedenie de probleme. Iritabilitate, impulsivitate, agresivitate, comportamente la risc. Da. da și poate omul nu-și dă seama de ce face toate lucrurile astea, dar clar trebuie investigat și dacă nu ai cineva care să te îndrume așa un pic, să schimbe un pic perspectiva, o să mergi așa înainte în liniște toată da. viața. Domnul doctor, ce este burnoutul autistic? Am auzit acest termen și am stat uh, puțin și m-am gândit, oare ca la noi? În sensul că ajungi la o boseală de genul în care nu te mai poți mobiliza, e foarte greu să te trezești, toate lucrurile pe care le faci se pare că le faci greu, în reluare. Da, există. Uh, trebuie să ne gândim la următorul care eu îl consider foarte important. Copiii cu tulburare de spectru autist sunt, uh, ca toți ceilalți copii, doar că au anumite probleme. Uh, cei care nu pot vorbi sau nu comunică bine, nu își pot exprima sentimentele. Se nu reușesc să comunice exact ce se întâmplă cu ei cei doare, ce își doresc, ce nu le place. Și doar crește frustrarea asta. Și devini extrem de introvertiți, da? Devini extrem de introvertiți. Nu mai sunt dispuși să depună un efort minim pentru a se face înțeleși, pentru a participa la terapie. Pur și simplu sau săturați și nu mai vor să participe, sunt dificil de relaționat, dificil de colaborat cu ei, dificil de. Adică, uh, ca și cum facem un exercițiu, după înțelesul tuturor, eu sunt copilul, neavoastră încercați să discutați cu mine, iar eu mă uit aici într-un punct fix și nu reacționez. Deloc. Adică. A, și, ceva de genul, nu Exact, și dacă ați vrea, nu ați putea. Nu aș putea. Că deja nu mai bă, gata, lasă-mă stau aici decât să primesc ce vreau, dar cu un efort. Mai bine, eu nu primez nimic, am lăsat lumea în pace, nu mai am chef de nimeni, stau cu gândurile mele, mă joc cu ce am de jucat și gata, numai. Ca și ei se satură, ca și noi de altfel, da. de stres, de același lucru care nu se schimbă. Da, este uh, un lucru real și prezent, și pentru copii, și pentru părinți. Ca am dat, nu mai poți, nu mai poți. Și este uh, normal, este de înțeles, nu judecăm pe nimeni. Da, se întâmplă. Și atunci cu multă răbdare trebuie cumva să-l scoatem din această stare, nu? Pentru a-l aduce pe calea <laughs> da. pe calea cea bună să spunem așa. Doar că, na, răbdarea trebuie să vină de la omul care deja nu mai are răbdare, deja da, nu mai are da. resurse. Uh, am, o, am un pacient uh, care are un frate, Am uh, amândoi cu turburarea de spectru și o văd pe mamă că este la limita puterici. De fiecare dată când trebuie să vorbesc cu ea să-i zic, uitați, dar trebuie să faceți un pic și din chestia asta. După ce am dat un pomelnic de 200 de lucruri și 201 ca să fiu sigur că nu mai are femeia nicio, <coughs> nici un pic de liniște sau timp, timp pentru ea. Și na, relația asta părinte-copil care deja unul a cedat, clar îl trage în jos și pe celălalt și munca pe care trebuie să o depună părintele pentru a, și, a ieși el. Și după aia copilul din acest burnout este Fantastic. Am bine. înțeles. Deci e destul de greu de gestionat. Pentru că am ajuns la finalul uh, emisiunii de astăzi. Timpul a trecut foarte, mm. foarte repede. Mai am o singură întrebare. Sigur. Dacă putem trata în totalitate această afecțiune? Dacă o descoperim, așa cum am spus în cadrul emisiunii, la timp, da? încă de la o vârstă fragedă, s-a lucrat intens cu copilul, poate copilul adus a ajuns adolescent, apoi adult, deci are șanse să devină absolut normal în comportament, în reacții, în absolut tot. Să simtă cu adevărat emoțiile, să poată să și le exprime. Um, nu putem vorbi neapărat de uh, vindecare în uh, turburarea de spectru autist. Uh, este uh, ca atunci când vorbim despre fumători. Dacă ai fost fumător și te-ai lăsat, nu da. devine fumător. A, clar. Devi fost fumător. Da. Așa și cu copiii cu turburarea de spectru. Uh, depinde foarte mult gradul de afectare pe care îl are copilul, depinde foarte mult vârsta la care se începe uh, terapia și depinde foarte mult efortul pe care îl face familia. Um, există șanse, am văzut foarte mulți copii care la vârsta adolescentă sau spre adulți nu mai aveau nicio problemă, nu se mai vedeau semne ale tulburării de spectru. Nu putem să spunem că s-a vindecat, ci mai degrabă este o tulburare de spectru autist cu un grad foarte mic de afectare sau fără semne prezente. Dar nu putem să vorbim cumva de vindecat. Dar șanse de o viață normală există în mod real, am văzut, dar na trebuie un efortul făcut constant și, uh, și susținut. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru toate aceste sfaturi. Eu zic că ați reușit să faceți lumină da, acestui subiect bucur. sensibil. Și poate de multe ori tabu pentru unii dintre părinți care încă ascund acest da, lucru prietenilor da. familiei o fac cumva în interiorul nucleului și le frică să spună tocmai pentru a nu fi judecați, pentru a nu fi înțeleși greșit. Și dacă se confruntă cu această problemă, la modul cel mai serios, contactați-l pe domnul doctorul, găsiți în cadrul clinicii Vesmede din Reșița, vă poate ajuta din toate punctele de vedere, pentru că, îl vedeți, este tânăr, dezvolt, vă înțelege perfect, are și el un copilaj mic acasă și cu siguranță veți fi pe aceeași lungime de undă, exact ca la Radio. Așadar, domnul Andrei stanciu, mulțumim încă o dată pentru aceste mulțumesc. sfaturi. Bineînțeles, nu uitați că ne reauzim și ne revedem săptămâna viitoare cu un alt invitat și o altă temă. Acest podcast este sponsorizat de Clinica Vesmed. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți sănătoși cu bine!